Circulația mai multor trenuri va fi suspendată miercuri și joi, în urma avertizărilor meteorologice privind ninsor și vânt puternic în sud-estul țării, în timp ce alte garnituri vor avea opriri suplimentare, anunță CFR Călători. Pe secția bucurești călărași se va circula cu locomotive diesel în locul celor electrice. În urma avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru partea de sud-est a țării, CFR Călători informează pasagerii să aibă în vedere faptul că trenurile vor circula conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă, la nivelul companiilor feroviare fiind instituit comandamentul de iarnă, a transmis CFR Călători. Conform sursei citate, compania de infrastructură CFR SA a luat decizia de a restricționa pe secția București-Constanța circulația de locomotive electrice, fiind necesară asigurarea circulației cu tracțiune diesel și fiind făcute modificări în mersul trenurilor. Astfel vor exista opriri suplimentare pentru preluarea pasagerilor. Pentru preîntâmpinarea altor eventuale perturbări în circulația feroviară, CFR Călători ia deja următoarele măsuri. Asigurarea locomotivelor diesel de rezervă și pregătirea materialului rulant pentru circulație în condiții de iarnă. Suplimentarea echipelor de intervenție și asigurarea personalului necesar pentru dezăpezirea unităților proprii și pregătirea suplimentară a garniturilor. CFR Călători și CFR SA țin în permanență legătura operativ cu personalul de serviciu din trenurile aflate în parcurs, pentru a se putea lua cele mai bune măsuri pentru asigurarea condițiilor optime de călătorie. Călătorii sunt sfătuiți să se informeze despre condițiile meteo și să solicite informații despre eventualele întârzieri și posibile modificări survenite în circulația trenurilor.